Dumnezeu și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Sunt Marius Vornicescu, gazda dumneavoastră, și l-am reinvitat în emisiune pe Vasile Scarpet. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Lector Ayurveda, vom dezbate un alt subiect care a tot prins așa teren, ce să zic, în ultimii 4-5 ani în România, partea asta de detox. Eu voi aborda partea mai europeană, european-americană, cu detoxul în emisiune, și Vasile va aborda partea de Ayurveda, aspecte de subtilitate și de cum putem detoxifia nu doar corpul fizic, pentru că noi nu suntem doar o structură fizică, ci avem și o parte mai nevăzută, aspectele mentale, partea psihică, partea energetică, partea spirituală. Știindu-se că Ayurveda abordează toate aceste structuri, și pentru că este un subiect inepuizabil, Ayurveda este atât de complex încât nu ne-ar ajunge nici 10 emisiuni să măcar să trasăm așa, să schițăm. Sigur nu ne va ajunge nici emisiunea asta, dar da, măcar să punctăm. Măcar să punctăm aspecte importante și telespectatorii să știe cum să cum să se bucure de plante, de uleiuri, mai ales că vine acum, intrăm în anotimpul rece și deja trebuie avut o altă abordare. O să încep cu o idee pe care mie îmi place foarte mult și pe care și eu o promovez pe la cursurile mele, când recomand oamenilor anumite proceduri de pentru a slăbi, pentru a scădea în greutate. Detoxul, într-adevăr, este asociat cu un stil de viață sănătos. Da, întotdeauna. Pentru că e nevoie de el și dacă ai un stil alimentar dezastros și dacă ai un stil de viață foarte sănătos și mănânci foarte curat, din când în când organismul are nevoie de o pauză. Exact. Dar eu asociez acest detoxul cu respirația umană. Așa cum respirația are și un inspir și un expir și beneficiem la inspir de oxigen și la expir de dioxid de carbon, dăm afară din reziduri și organismul știe cum să beneficieze de ce aducem, dar știe să elimine și reziduri. Natural. Suntem concepuți într-un mod inteligent fără să depunem noi foarte mult efort. Din punctul ăsta de vedere, e bine. Efortul ar fi de conștientizare. De conștientizare. Ce ar trebui să facem noi, da. Dincolo, pe partea de detox fizic, unde aici în general ne axăm pe ceea ce mâncăm și aici deja ține de voința și de alegerile noastre personale, nu este de ajuns doar să mănânci sănătos. E doar o primă etapă. E doar o primă etapă. Sunt oameni care mănâncă foarte bine, în sensul că mănâncă fructe, legume și foarte multe alimente neprocesate, și cu toate astea ajung în timp să aibă anumite probleme de sănătate. Ideea este că așa cum respirația are și inspir și expir, tot așa starea de sănătate umană are nevoie de o alimentație sănătoasă și un detox. Da. Și să asimilăm și să purificăm. Să știm să eliminăm curățăm toxinele. Aici, practic, se blochează la multă lume echilibrul ăsta și starea de sănătate. Nu știm cum să eliminăm toxinele. Nu știm pentru că nu citim sau nu ne informăm din punctul ăsta de vedere, dar și că anumite organe care se ocupă cu detoxul organismului, pentru că sunt ficatul mai multe. Ficatul rinichii. Da, ficatul rinichii, intestinele. Da. Nu funcționează în parametri optimi. De ce nu funcționează în parametri optimi? Intrăm deja pe alte nișe. Da. Și o să te las pe tine să spui cum este abordarea din punct de vedere ayurvedic al detoxului. Da, în primul rând, ca regulă de bază, detoxifierea este terapia care trebuie făcută înainte de orice altă terapie. În primul rând, de alimentație, trebuie să facem o detoxifiere, să purificăm structura.
Și aici sunt mai multe, cum să zic, mai multe direcții de acțiune. Prima ar fi purificarea corpului fizic sau corpul grosier, cum este numit el în Ayurveda și în yoga. Alimentația să fie și adecvată. E important să facem echilibru între nutriție și eliminare și detoxifiere. Și sunt acele tehnici de purificare pe care le-am mai amintit, o să le amintim și acum, de dimineață, rutina noastră de dimineață, sau dinacharya, cum e numită în Ayurveda, sistemul indian. Dimineața să ne purificăm, să ne curățăm limba cu anumite dispozitive, cu o linguriță obișnuită sau una de argint, ar fi ideal. Sau după, chiar cu o simplă racletă. Cu o racletă, exact, din se cupru găsesc care acum se găsesc. Farmacii de cumpărat. Da? Iar purificarea căilor nazale, pentru că de multe ori sunt obstrucții. Noi nu putem să asimilăm multe informații sau, de exemplu, și prana. Absorpția de prana este afectată din faptul, datorită faptului că avem multe obstrucții pe canalele acelea nazale. Prana însemnând partea de energie. Energia subtilă, da? Cele două canale pe partea de recepție și pe partea de emisie, Ida și Pingala, cum sunt numite în sistemul sanscrit. Și apoi să ne clătim gura cu ulei de floarea soarelui presat la rece. Este cel mai indicat, să-l ținem câteva minute, după care să eliminăm și vedem că culoarea aceea galben inițială devine cu tentă verzui. Deci uleiul are principiul anupana sau principiul colector. Colectează toxinele de pe suprafața limbii și a cavității bucale și apoi eliminăm și avem o stare de prospețime, de ușor. După care ar mai fi o tehnică foarte importantă, ungerea corpului cu ulei. Nu neapărat mă refer la masajul propriu-zis, ci pur la automasajul, da. Pe cap, foarte important, pe abdomen, pe mâini, pe picioare, foarte bine să facem această rutină ca să ne asigure un început de zi așa cum ne dorim. Este important tipul de ulei, adică acționează în funcție de tipul constituțional. Da. Și aici folosește este anumite tipuri de uleiuri. Da, sau și aici sunt este și uleiuri universale care sunt bune pentru toată lumea. În general sunt adecvate în funcție de tipologie, dar, de exemplu, recomand un ulei general, uleiul de susan. E foarte bun, mai ales dacă este ușor încălzit. În Ayurveda se promovează ideea ca uleiul să fie încălzit, indiferent de anotimp. De ce? Pentru ca să intre în structura subtilă mai ușor și să relaxeze mai în profunzime. Mușchiul. Da, mușchiul și structurile subtile, care sunt și ele receptive, ele preiau apoi impulsurile. Deci, da, interesant, din punct de vedere fizic se știa că mușchiul se relaxează în prezența căldurii. Da, se destinde și da. Informația se duce prin sistemul nervos la creier și de aici apare această stare plăcută de relaxare în urma masajului. Da, nu știam că și la un nivel mai subtil, energetic, da. În prezența căldurii, se întâmplă asta. E chiar o regulă. De exemplu, după masajul ayurvedic, e bine să fie făcut seara și apoi minim 8 ore uleiul să stea pe structură, pentru că el intră în structură și după masajul propriu-zis începe să acționeze. E bine să facem duș abia dimineață. Deci nu imediat. Asta ar fi o contraindicație foarte importantă, să nu facem duș imediat după, pentru că se duc efectele aproape total. Și, în general, în cabinetele de masaj, exact asta nu fac oamenii. Vezi o cabină de duș, dar unde vezi de masaj, vezi și o cabină de duș, dar că se duc apoi la muncă sau se duc acasă sau se îmbracă și nu vor să-și murdărească hainele. Da. Este exact ce nu trebuie făcut. Și o regulă ar mai fi să se facă, ideal ar fi acasă la pacient ca să nu iasă apoi în frig. După ce îi faci masaj, e un anumit șoc pe care corpurile noastre îl resimt. Da, tu stai la căldură, stai, te relaxezi și apoi ieși, să spunem cum este iarna acum. Da. Mai bine dacă nu faci deloc decât să faci masaj să ieși în frig. Poți să ai chiar mici șocuri în cauza asta. De informații care care fac diferența. Da, și adecvarea. Regula de aur este adecvarea la tipologie și alimentație și a detoxifierii. Și metodele de detoxifiere sunt și adecvate în funcție de excesul, de exemplu, avem un exces de kafa. Începem acum, să zicem, câteva terapii. Da. Întâi sunt terapiile pregătitoare, în afară de cele de eliminare propriu-zise. Prima este oleație, care presupune să ingerăm anumite alimente mai calde, mai unctuoase, care au rolul să înmoaie toxinele, să le elimine apoi mai ușor, să faciliteze. Apoi sudorația, practic cum este sauna de azi, să spunem așa. Prin transpirație eliminăm multe toxine și apoi pregătim corpurile, mai bine zis, pentru terapii de propriu-zise de eliminare, care sunt un număr de 5. Și fiecare o să vorbesc despre ele și când e bine să facem și cum să ținem cont și de anotimp, de vârstă, de tipologia care predomină sau de tipologia care are probleme.
în cazul nostru. Referitor la transpirație, știu că e un subiect care mereu a stârnit discuții și polemici când l-am abordat. Blocarea glandelor sudoripare cu acele sticuri deodorante care se, oamenii se dau la sub braț. E adevărat, pe de o parte, într-un anumit mediu nu dă bine să transpiri. Sunt oameni care transpiră foarte, tipul foarte pita, mult. Dacă da. Vorbim din punct de vedere ayurvedic, transpiră cel mai abundant. Dar pe de altă parte, îți blochează glandele sudoripare și nu dă drumul la toxine să iasă și prin ele, prin acea zonă. Am citit niște statistici acum mulți ani în urmă și s-au făcut o mulțime de corelații între anumite probleme de sănătate legate de zona toracală și au fost descorelate cu această blocare de eliminare a toxinelor prin aceste sticuri de dat la sub braț. Pentru că ele, în loc să iasă, se întorc înapoi în zonă și de la om la om, în cazul femeilor caz. Chiar s-a descoperit că aceste spray-uri, să spunem așa, conțin aluminiu, deci o problemă foarte serioasă și trebuie abordată cu seriozitate și găsite soluții sau alternative naturale se găsesc întotdeauna. De exemplu, putem să folosim niște uleiuri naturale, niște esențe să folosim. Sunt, au apărut pe piață și de mulți care ani care au pH apropiat soluții de al corpului, să fie tolerat de corpul nostru și e bine să fie alcaline ca regulă generală, să fie foarte calmante. Așa, și în același timp să și miroasă, să emane un miros plăcut, compatibil cu viața, spunem, sau cu ființa umană în general. Așa este, pentru că dintotdeauna în istoria omenirii, oamenii s-au parfumat cu uleiuri. Uleiuri, întotdeauna. Uleiuri. Dispozitivele acestea sunt acum 20, 30, 40 de ani maxim, dar cel mai bine să folosim esențe naturale, întotdeauna. Așa este. Eu recunosc, mi-aduc aminte, cineva mi-a adus niște uleiuri din India, foarte calitative, uleiuri volatile. Da. Și m-am dat așa un pic pe la încheietură și cu tot spălatul pe mâini și cu dușul miroseam și după 2-3 zile. Și asta arată calitatea uleiurilor, care au și proprietăți terapeutice, printre altele. Da, terapeutice și miros și frumos, dar sunt anumite plante cu virtuți sacre, cum de exemplu e un parfum din santal. Santalul este un ulei folosit ca echilibrant general pentru toate tipologiile și are efect pe toate chakrele. Deci cumva echilibrează energia pe toate cele 7 chakre. Deci în aromaterapia ayurvedică se studiază uleiurile acestea, ce efecte au pe chakre, pe doșauri și e foarte bine să știm să și folosim anumite noțiuni sau aplicațiile terapeutice. Acum dacă ne întoarcem la terapii de detoxifiere, prima ar fi Vamana sau Vamana Dauti, se spune în tradiția yoga, gestul elefantului în care ingerăm apă, apă simplă sau ușor sărată, se spune, și apoi, cum să zic, voma terapeutică, se adresează persoanelor care au tipologie kafa predominant sau au agravată tipologia kafa în ființă. Pentru că am zis că tipologia kafa are ca sediu în corpul fizic zona stomacului, a pieptului și a capului. Și avem senzația aceea de letargie, de cap greunat, oboseală, migrene foarte sinuzită. Și atunci voma terapeutică este o modalitate foarte eficientă de eliminare acestor reziduri. În tradiția Ayurveda, vamana e mult mai complexă, include anumite plante, trebuie să știm când să le luăm, în ce context, se depinde de la pacient la pacient. Să-i se dea totul personalizat și ținând cont de anumiți factori pe care trebuie să îi îndeplinească și atunci ca să-i dăm remediul cel mai indicat într-o anumită situație. Da, e foarte eficientă și la fel o regulă valabilă pentru toate terapiile ayurvedice și de eliminare în cazul acesta. Aceste sunt niște ritualuri de purificare care sunt, cum să zic, consacrate anumitor divinități, spirite protectoare, care ghidează terapeutul și apoi pacientul pentru ca acea terapie să aibă maxim de eficiență și pacientul să conștientizeze ce probleme au dus acolo și ce trebuie evitat cu alte ocazii. Dar periodic detoxifierea trebuie făcută de absolut toată lumea. Și Vamana Dauti poate fi practicată de oricine sau sunt anumite contraindicații?
Sunt anumite indicații sau contraindicații, în general se face sub supraveghere. Vamana aceasta ayurvedică, trebuie să cunoști foarte bine procedura și trebuie să, ca terapeutul, să administrezi acele remedii, ținând cont de structura ta, de starea ta de agravare generală, deci e indicat să-ți facă înainte o consultație, spunem așa, să vadă starea generală, după care se discute mai aplicat cu tine partea de detoxifiere. Periodic toți avem nevoie de asta și e bine să facem. Am înțeles. Da, ar mai fi a doua, se numește vireceana sau terapia prin purgație. Așa, care înseamnă să, e mai o variantă folosită și în sistemul yoga, așa în prakshalana, ingerarea de apă cu sare, anumite mișcări care se fac, anumite posturi, ca să eliminăm din abdomen, din zona intestinului subțire, unde e sediul lui pita. Această terapie se adresează persoanelor cu pita în exces sau care sunt predominant pita și mai probabil se întâmplă acolo o problemă de acumulare de pita, de toxine. Pita plus ama. Ama înseamnă toxine și atunci trebuie să o eliminăm prin această procedură. E foarte, dar tot așa, în tradiția Ayurveda e mult mai complexă și sunt anumite plante cu rol în general astringent și picant, ca și calități subtile, ca să favorizeze eliminarea mai ușor. Să înmoaie întâi toxinele și apoi să fie eliminate. Da, de data aceasta pe calea anală, nu cale bucală ca în prima situație. Sunt anumite posturi care favorizează această apă ușor călduță și sărată la întinderea colonului și la desfacerea pliurilor intestinului gros pentru a favoriza spălarea cu această... Da, ca apa să intre în toate acele canale. Colonul e oarecum într-un unghi mort în mod obișnuit și apoi prin aceste terapii, prin mișcări, deci sunt patru mișcări care se fac, prin posturi de suplimentare, dacă avem acumulare de gaze, atunci putem să facem postura lumânării sau postura eliminării gazelor, care e specific pentru aceasta și ajută să eliminăm mai ușor. Sau chiar un masaj abdominal făcut... Și masajul abdominal ajută. Masajul ayurvedic profesionist include și partea abdominală și se rotește cu palma în sensul acel de ceasonic, în sensul de digestie. Așa și foarte important. Aici sensul de evacuare. Da, sensul de evacuare. Recunosc că acest tip de masaj abdominal l-am regăsit și în masajul tailandez și în masajul japonez și chinezii au acel masaj Cinezang celebru. Masajul ayurvedic, ele au foarte multe puncte comune, au o bază și cu mici particularități de la caz la caz diferă. Dar am auzit și am văzut foarte multe, de fapt numai rezultate pozitive. N-am întâlnit oameni care să aibă probleme în urma acestor masaje dacă sunt executate cum trebuie. Dimpotrivă, oameni cu probleme serioase și vechi legate de digestie sau de eliminarea toxinelor din sau oameni intestin, care nu pot dormi, au probleme cu insomnia sau cu indigestie, constipație, alte probleme. Fiind o legătură directă, sunt indicate în cazul ăsta să fie făcute. Dar e bine să fie făcute și de oamenii, să zicem, sănătoși, aparent sănătoși, care nu au probleme, să facem periodic o curățare. Da, e bine de specificat acest aspect, pentru că e ca o casă care din când în când la un interval mai trebuie aerisită, trebuie renovată, dar deschise, mai chituiești, mai schimbi varul, trebuie tot timpul să o ții proaspătă. Și important este să folosim și ingrediente sau ca și în curățarea casei de calitate. Cumva să folosim cele mai bune remedii ca să dea și rezultatele cele mai bune în cazul nostru. E adevărat, din păcate lumea de multe ori se îndreaptă spre produse mai ieftine, care din lipsa banilor cumpără cam ce se găsește și rezultatele sunt pe măsură sau deloc și vina cade pe terapie sau pe terapeut că n-au fost eficiente. Sunt eficiente. Da, acum depinde de gradul de agravare. Este un parametru al oricărui tip de terapie, gradul de agravare. Dacă este foarte avansat, cumva trebuie să începi, durata terapiei este mult mai îndelungată. Cumva și trebuie să începi în funcție de specificul și de problema care există acolo. Așa periodic oricine.
Orice ingerare de alimente sau de emoții, că noi practic suntem un corp, vehiculă multe emoții, senzații, gânduri, în afară de partea mai fizică, mai așa, mai palpabilă, și trebuie să avem grijă să fie tot timpul într-un echilibru. Orice lucru care intră în noi ne afectează în bine sau în mai puțin bine. Da. Că tot suntem în zona asta, m-a încântat faptul că toți marii terapeuți care au existat în lume și mai cei care sunt mai din zona noastră, mai din ultimii 30, 40, 50 de ani, mai contemporani, au uzat de metoda asta. Înainte de a aplica un tratament oamenilor cu probleme de sănătate, indiferent de gradul de avansare a celor probleme, nu se apucau de tratament. Fiecare, indiferent de metoda pe care ei o promovau, că era terapie energetică, presopunctură, acupunctură, nu începeau tratamentul până nu pacientul nu trecea prin faza de detoxifiere. Da, cum am zis, asta e faza preliminară, e obligatorie. Și Valeriu Popa, celebru Valeriu da. Popa, la fel. Nu, până nu trece prin acel post de 40 de zile cu apă distilată, da. Nu s-a apucat de treabă. Era și o probă a voinței, deci pacientul trebuie să aibă și voință și dorință sinceră în a se vindeca. Adică atunci trebuie să facă și eforturile necesare pentru asta. Din păcate, eu am întâlnit de-a lungul anilor oameni care clachează. De multe ori medicii contribuie la a da niște verdicte destul de dure într-un mod la fel de dur. Nici și lipsa psihologilor avizați care să ajute un pacient să treacă printr-o astfel de etapă sau a familiei, pe unii îi dezechilibrează și clachează și nu mai au voința de a lupta pentru sănătatea lor. Nu au susținere, da. Nu au susținere morală, energetică și clachează și asta e. Dar, din fericire, sunt și oameni de bună calitate, oameni care s-au apucat de medicină cu drag și cu iubire de oameni și îi ajută la un alt nivel și acordă tot sprijinul și sprijin moral de multe ori pacienților, ceea ce e foarte bine și ajută să lupte și să treacă peste acele momente dificile și aparent au parte de vindecări. Așa zis, miraculoase, da. Dar sunt naturale, numai că le lași să se întâmple. Asta este ideea. Până la urmă, corpul este cel care face vindecarea. Da. Și nu... Adică e ajutat de anumite remedii din exterior, dar tot corpul este cel care știe să distribuie și să da. Își ia... Corpul sau corpurile, da, mai bine zis. Nutrienții avem, din... Da. Să-și extragă, da. De exemplu, dacă avem multe toxine și mâncăm ceva sănătos, noi dacă nu facem detoxifierea, înainte nu putem să asimilăm toată bogăția aceea exact. De enzime, de vitamine, de minerale. Deci asta este un paradox, că de fapt e ceva foarte logic, dar nu prea e înțeles. Sunt persoane care sunt foarte slabe, deși mănâncă foarte mult, problema este că au toxine multe. Trebuie întâi să facă o terapie de purificare mai profundă, după care asimilarea se produce pe curat, cum se spune. Și atunci asimilezi, chiar revitalizezi. Lumea mai confundă îngrășarea cu vitalizarea. Sunt două lucruri total diferite da, și e bine să... Sau purificarea cu slăbirea. La fel sunt asociate, numai că nu întotdeauna cel mai corect. Foarte des am întâlnit conceptul ăsta, iar la noi în România e bine înfipt, mai ales în generațiile părinților noștri sau bunicilor. Gras și sănătos. Să ai roșu în obraj. Nu are nicio legătură una cu alta și cum te vede că ai slăbit 10 kg sau 20 de kg și începi să intri și tu normal, să te simți bine, să fii vital și energic, imediat te ia. Ce ai pățit? Suferi de ceva? Nu, domnule, am dat kilogramele în exces jos. Dar, sau de unde ai putere dacă nu mănânci carne? Da. Poți să faci anumite activități? E un subiect pe care o să-l continuăm după o scurtă pauză publicitară.
Am revenit în emisiune. Discutam înainte de pauză de ideile și programele care ne rulează în mintea noastră, bagate de mici, de societate, de părinți, de familie, de educatori, de toată lumea, că dacă ești sănătos, arăți, trebuie să ai niște kilograme pe tine. Să fii mai kafa în limbajul nostru. Da, în limbaj ayurvedic. Da. Și nu este așa. Am întâlnit de multe ori, am văzut îngrijorarea oamenilor când vedeau persoane care au slăbit și chiar arătau foarte bine. Dar ce ai pățit? Vai, dar nu te uiți la tine cum arăți. S-au obișnuit cu ei grași și parcă vor să rămână așa. Nu este în regulă. Lumea nu înțelege că apar o mulțime de probleme de sănătate, mai ales cardiace, și se știe asta, toată lumea știe asta, orice medic. Cu cât ai mai multă grăsime viscerală în zona abdomenului, cu atât, pe lângă problemele locale, riscul de a face, de a avea probleme de sănătate în zona inimii crește considerabil. Așa este, da. Și că spuneam înainte cu susținerea, e bine că o terapie adevărată conține și suport. După ce face terapia, cumva, periodic, medicul sau terapeutul să țină legătura cu pacientul respectiv, să întrebe cum se simte după o săptămână, cel puțin după o săptămână, că nu apare efecte chiar așa după o zi, două, și să se simtă sprijinit. Și așa poate să treacă pacientul respectiv mai ușor peste această terapie, care nu întotdeauna este foarte... foarte ușoară. Chiar regimul Oshava, care e un regim de purificare și detoxifiere în sine. Îl amintesc acum pe regimul Oshava cu cereale, cele de 4 cereale, grâu, orez, mei și hrișcă, sare și apă. 10 zile se consumă doar preparate din acestea. Poți să mănânci cât dorești și merge pe exces sau pe deficit. Dacă suntem foarte solizi, vedem că slăbim câteva kilograme, ne purificăm și pielea are altă culoare și mintea devine mai curată, la fel mai purificată. Dacă suntem devitalizați, ne vitalizăm prin acest. Dacă consumăm mai ales grâu, turtițe de grâu, eu consumam așa în special, sau supă de mei, sau hrișcă și orez, sunt foarte bune și ne ajută să ne, chiar în sezonul acesta, toamnă spre iarnă, e foarte indicat să facem regim Oshava, cu cereale, numărul 7, cum se numește, care e cel mai dur oarecum, dar este și cel mai eficient pentru noi. Da, și eu cunosc multe lume care a ținut acest regim. Marea majoritate care l-au dus până la capăt au lăudat un astfel de regim pentru cum se simțeau. Era greu de exprimat în cuvinte, dar toți spuneau că se simt foarte încărcați, foarte energizați, foarte... Solarizați. Da. Asta este. Toate sunt cereale yang. Da. Un aport de yang în ființă, noi având un exces de yin, prin preparate, prin ce consumăm, și atunci facem periodic o alimentare cu energie yang, pe care o putem să luăm și din alte surse, dar și prin nutriție. Problema era de a le găti, pentru că mulți nu cunosc rețete cu astfel de cereale și cum să le mănânci, cât mai se aproape de... rețete chiar foarte ușor acum, de preparat, da. Și acum, turtițe, da, de grâu, supe de mei, orez sau hrișcă, care e foarte hrănitoare și ea. Da, foarte bine. Și apropo de terapie și de cumva de deontologie, oarecum, am zis înainte, de suport, un terapeut adevărat sau un medic este nu doar la cabinet, e cam tot timpul. Uh-huh. Da. Adică are grijă și de el. Și de el și cu ceilalți, adică și în afara programului, el, dacă e întrebat, să spunem, nu e doar un furnizor de servicii în cabinet. E cum era regretatul Valeriu Popa, despre care da, a amintit, la fel. Era un fenomen și din cauza aceasta a avut foarte mulți oameni care s-au meliorat. Da. Da. Dar ține, cum să zic, terapia face o parte, dar depinde și de modul nostru de viață. Noi dacă facem toate excesele posibile, ne culcăm la ore nepotrivite, mâncăm tot felul de lucruri tot așa nepotrivite, inadecvate, și așteptăm terapia să facă totul, dar noi și apoi revenim din terapie și ne continuăm același stil de viață, poate fi chiar mai rău. Întotdeauna s-a întâmplat. Dacă facem o terapie de purificare, după care revenim la ceva mai cu energie mai joasă, e mai rău decât înainte. Exact ca un cearșaf alb. Dacă vine un firicel de praf, se cunoaște imediat. De asta trebuie să avem grijă la purificarea, să fie o permanentă
preocupare pentru noi, nu doar periodic, da? Dar măcar periodic să facem, să avem grijă și ce mâncăm, ce emoții vehiculăm, ce mediu trăim, ce apă bem, ce aer respirăm, toate sunt foarte importante. În mod normal, un om care are un stil de viață sănătos, și aici intră și mâncarea, o alimentație sănătoasă, bazată pe fructe, legume și mirodenii, și semințe, nuci, da, uleiuri sănătoase. Mișcare are foarte importantă, da, oxigenarea. Iar, exact, celulară. Mișcare și o respirație sănătoasă, corectă. Da. Gândirea pozitivă, la fel. Detoxifierea la nivel celular, că de acolo pleacă totul, da? Se face natural. Deci omul are toate atributele și toate instrumentele necesare, date de creator, pentru a nu face niciun efort, să nu fie orientată atenția lui către regimuri diferite de detoxifiere. Ce se întâmplă în zilele noastre este că noi ne-am îndepărtat și de o alimentație sănătoasă și de natură, mișcare, general, de natură, da, de respirație corectă, de postură, și atunci când le avem pe toate, plus factorii de stres care sunt cum nu au fost niciodată în istoria omenirii, plus aceste câmpuri electromagnetice care ne afectează și înainte nu erau, toate dispozitivele, da, care sunt în jurul nostru. Atunci omul are nevoie cu atât mai mult în ziua de azi de un proces de detoxifiere. Da, exact. Întotdeauna avem nevoie și e bine să-l și facem sau, na, cumva noi simțim oarecum când sunt îngreunate funcțiile anumitor organe, de exemplu ficat, rinichi, piel, la fel care e cel mai mare organ din corp, se simte când o piele este plină de toxine, are o anumită paloare, o culoare chiar ușor mai închisă și atunci este un semn că trebuie să facem urgent o terapie de purificare. O să continui, mai sunt 3 terapii din sistemul ayurvedic, se numește Panchakarma, asta și înseamnă cele cinci acțiuni. Am vorbit de Vamana și Vireceana, primele două. A treia ar fi Basti. Se face față de sistemul occidental cunoscut cu apă, să spunem așa. Se face și aici cu apă călduță, cu macerate din plante, cu substanțe unctoase, cu ghee, de exemplu, se poate, cu uleiuri, care au rolul tot așa să purifice zona aceea. Ghee fiind unt, pentru cine untul clarifiat, da. Și se adresează persoanelor cu exces de vata sau cu vata puțin în exces în ființa noastră. Sau cu vata tipologie, fiind persoanele mai slăbuțe, care au, da, nevoie de tipologia predominant lipide. Și predominant în zona colonului, unde sedului vata trebuie curățată acolo și se face terapia aceasta, care și ea este foarte, e o terapie numită lagu, adică de ușurare. E o calitate subtilă numită ușurare sau calitatea de ușor pe care vata o are oricum din structura lui. Da, e foarte benefică și la fel, o regulă generală înainte de terapie și după trebuie respectate anumite reguli de intrare în terapie sau de ieșire. Dacă facem, de exemplu, Vamana, nu revenim imediat la un regim alimentar obișnuit. Câteva zile mâncăm anumite supe mai ușoare, apoi din ce în ce mai dense, până revenim treptat la alimentația normală, care trebuie să fie, zic încă o dată, lacto-ovo-vegetarian, recomand așa. Și atunci, cumva, automat se acumulează mai puține toxine decât dacă mâncăm și produse de origine animală, care lasă reziduri în corpul nostru și sunt, în general, mai greu de eliminat. Da. Alimente tamasice, cum am mai spus, sau rajasice, în care e folosită mult energia focului. Foarte prăjite, foarte condimentate, sunt bune într-o anumită doză, dar nu mai mult decât e cazul. Păi și în cazul veganilor sau ro-veganilor, aceste produse de origine animală bănesc că sunt excluse din tratamentele. Dacă un vegan ar vrea să-și facă un program de detox complet în stil ayurvedic, urmând toate etapele pe care enumerate de tine, bănesc că gheia și anumite laptele sau anumite, da, produse din nou sunt excluse. Da, afectează asta într-un fel procesul de detoxifiere sau există o paletă destul de largă și se poate mula și pe cerințele unor persoane vegan, care sunt vegani, nici măcar vegetariene, sunt, da, cum am mai zis, trebuie adecvat la regimul alimentar, structura persoanei respective și, într-adevăr, ca și părere personală, regimul vegan e, cum să zic, nu-l consider cel mai indicat.
În primul rând că nu aduce tot aportul de nutrienți. Și mai ales sunt persoane vata care mănâncă, cum am mai spus și altă dată, dacă ești vata și vegan, cum să zic, ai un foc digestiv foarte slab. Și atunci tu ai nevoie de foc puternic ca să digere acid, dacă mănânci mai crudități. Cum? Și atunci te balonezi, apar niște simptome care arată că nu este benefic pentru sistemul, pentru vata, regimul vegan, decât în 15-20% dacă ești un vata armonios. Vata are calitate de bază, fluctuația sau oscilația, și atunci e foarte greu să fie vata în echilibru cu multe eforturi. De aceea recomand persoanelor cu vata predominant să consume mâncare gătită mai degrabă decât... Dar, na, dacă sunt persoane care sunt vegane, sunt anumite remedii care se, cumva se mai adecvează și este o adecvare sau o potrivire în plus la tipologia persoanei. Și regimul alimentar este al doilea factor de obiectivare sau parametru care se ia în seamă la o terapie. De asta zic că trebuie văzut înainte tipologia, vorbi cu omul punctat, așa. Punctat. Adică e o terapie personalizată, nu e ceva exact global care... Este și global, dar cu fiecare om vorbește în funcție de, poate a avut un ulcer. Pot să-i zic lui alte lucruri decât unui om care nu a avut probleme de genul corect acesta. Da, 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 așa că este. Veni vorba ulcer, e problemă de tip pita în ființă, are legătură cu stomacul, cu cavitatea abdominală, și pita fiind localizată în intestin subțire și stomac, acolo sunt problemele cele mai serioase pentru cei cu pita predominant sau cu agravare de tip pita, că sunt și aici două situații diferite. Ar mai fi terapia Nasia, foarte bună și ea, mai ales în sezonul rece, înseamnă se curăță cavitatea nazală cu un ulei, tot așa călduț, într-o pompiță, în care se pun și niște plante cu efect strănutător, de exemplu obligeană, ghimbir, piper chiar, și apoi automat se provoacă reflexul de a strănuta, să spunem, și eliminăm acele toxine, care sunt foarte bune și ne ajută să avem și o vedere mai clară, ne dezobstruează canalele acelea. Și senzația aceea de opacitate, de încetineală, de minte încețoșată, încep să se atenueze. De mucus, practic. Da. Și de mucus, dar și la nivelul psihomental, așa, starea de greutate, de... Da, dă o claritate mentală. Mucusul, da, care, pentru cine nu știe, este produs în primul rând de lactate. Da. Creatare. Lactatele favorizează toată povestea asta și pentru cei care sunt iubitori de lactate și au și problema asta, atunci ar trebui să ia în considerare o reducere a consumului de lactate. Au calitatea de rece și greu, care sunt calități CAFA, care, da, știm că e tipologia cea mai masivă, spunem așa, fizic, cea mai bine construită. Și atunci, da, trebuie să mâncăm, recomand personal lapte de capră pentru cei care consumă, mai, sau brânza de capră. Dar și asta, așa, depinde de, cum să zic, și de situație și cu ce este asezonată sau potrivită. Deci depinde și cum combinații alimentare, iar sunt foarte indicate. Noi dacă facem niște combinații alimentare benefice, cumva automat nu se mai acumulează atâtea toxine. Deci trebuie să știm. Deci nutriția și detoxifierea sunt două surori, să spunem așa, foarte bine corelate una cu alta. Trebuie să știm și să urmăm acele concepte, numai că să le înțelegem întâi, să fim receptivi, după care să le și aplicăm. Sub supraveghere, repet, că sunt mai complexe unele și e bine să ne îndrume un specialist în domeniu. Iar ultima terapie, a cincea, este racta moxana sau luarea de sânge, cum am mai spus, tăierea sub limbă, cum se făcea și la noi în popor, sau tăierea... Se face, nu? Da, și pe spate, la fel, ca să eliminăm sângele impur din ființă, acela închegat cu multe toxine. Ai spus chiar tu într-o emisiune că ai făcut o altă tăiere sub limbă și este mai închis la culoare, mai aproape un roșu închis spre negru, chiar cu vinețiu, la început când sunt multe toxine, după care se purifică. Devine un sânge mai curat. Mi se spune atunci că în funcție de cât de multă apă bei, se vedea cât de ușor curgea sau cât de gros era. Da, hidratarea, iar un aspect foarte important pentru detoxifiere. Deci, cum se spune, acel dicton, să spune, cu bezi cel puțin 2 litri de apă pe zi, este valabil. Chiar unele persoane pot să bea chiar mai mult, dar minim un litru jumătate ar trebui să bem, dacă nu 2. Deși, apropo de altă tehnică de purificare ușoară, e cura cu apă de izvor, pe care am făcut-o și eu mai demult. Bei pe stomacul gol cam 4-5 pahare de apă. Așa? E o senzație, nu prea. 1, 2, 2 îl mai bei. La al treilea apare o ușoară stare de greață, dar totul vine de la nivelul minții.
pe care încep să le bei pe toate și apoi încep procesul de eliminare, este mult mai natural. Apă de izvor, apă de izvor. Apă de izvor, apă clată, da, apă curată și îl bem pe stomacul gol. Dacă este, poate să fie și puțin încălzită sau la temperatura camerei, nu rece. Da. E foarte bună, care cumva înmoaie toxinele și le face mai, cum să zic, mai ușor de eliminat și permeabilizează acele structuri responsabile cu eliminarea. Referitor la... e adevărat și lumea, uite că lumea știe în general informația asta, doar că puțină lumea o aplică, nu toată lumea o aplică. Referitor la apă, am citit de curând un tratat scris de un medic legat de apă, spunea că nu este neapărat să bei cantități industriale de apă, pentru că se știe asta că dacă bei prea multă duce la probleme de sănătate și uneori chiar la deces. Sunt înregistrate cazuri în acest sens, oficial. Acumulezi apă în țesuturi sau obosești foarte mult rinichii, care sunt responsabili cu filtrarea și elimini și mereu minerale și nu asta e ceea ce ne dorim. Ideea este ce spunea el și mi-a plăcut. De ce unii beau apă 2-3 litri, da? Și cu toate astea au probleme ca și cum nu ar bea apă. Ce a zis el este că există apă de bună calitate și de proastă calitate. Apă pe care noi uneori chiar o cumpărăm și credem că este curată, este bună, dar nu este asimilată de celule. Și atunci, pentru că nu este asimilată de celule, rămâne intercelular. Și atunci ne umflăm. Și noi spunem în limbaj popular că avem retenție de apă. Da. De este că acea apă, în loc să ajute la digestie și la eliminarea rezidurilor din organism, la nivel micro, ea rămâne în noi mai mult timp decât... E un surplus de... E un surplus. Da. Probleme. Și atunci el a promovat un concept de de a mânca apă, nu de a omesteca, de a o mânca. Și, adică să-ți iei apa și din fructe și din legume. Pentru că, până la urmă, fructele și legumele conțin preponderent apă, peste 90% de la caz la caz, și este filtrată de plantă și de copacul în sine la cel mai înalt nivel. Și pentru că este o apă distilată și o apă foarte pură, organismul o recunoaște și o integrează. Și dincolo de asta beneficiem și de vitamine, minerale, fibre, da, care ce conțin fructele și legumele. Și atunci putem să ne mai recomanda să-ți iei apa din fructe și din legume o cantitate destul de mare, atunci organismul îți cere să bei apă mult mai puțin și ai împăcat și capra și varză, ca să zic așa, și ai un stil de viață mult mai sănătos decât să te chinui. Și văd deseori pe la săli, vin fetele, care mai ales cele care vor să slăbească, vezi cu o bidonaș de jumătate de litru și beau și se vede că nu le e sete și că nu beau nici măcar cu plăcere și înghit cu noduri, dar beau că trebuie. Da. Că au citit pe nu știu pe unde că apa ajută la detoxifiere și că e și bună. Nu se observă efecte, dar... Dar nu văd rezultate. Da. Pentru că e una dintre cauze, poate să fie asta de neasimilare și din lipsă de fructe și din legume. Da. Sau, da, trebuie să luăm din astea fructe și legume care au cu procent mai mare de apă. De exemplu, roșii au multă apă față de alte, da, cartofi sau alte legume. Castravetele. Care nu au. Castravetele, la fel. Nu, peste 90% apă, cum era și o emisiune celebră sau, nu? Sketch-ul cu Florin Piersic, cu castravetele. Da, și na, vreau să mă refer puțin și la purificarea subtilă a ființei. Am vorbit cumva de cea fizică, deși nu a fost doar pur fizică. Purificarea subtilă se produce, de exemplu, prin exerciții yoga. E foarte important să facem acele exerciții dimineața, la răsăritul soarelui sau înainte de răsărit chiar. Prin meditație, prin tot felul de terapii din acestea care ne ajută, care sunt folosite și în sistemul yoga și în Ayurveda, ele fiind oricum corelate. Să gândim pozitiv, să, cum să zic, să avem o anumită vibrație care să ne ajute apoi să împărtășim binele și în jurul nostru. Cam asta ar fi o,
un deziderat și ar fi bine să facem cât mai mulți din noi sau dacă nu toți lucrul acesta. Da. Și recomand această abordare holistică de detox, pentru că până la urmă dacă mintea este purificată, detoxifiată de gunoaie și de tot felul de reziduri care gânduri parazite, care vin tot din felul, toate părțile, beneficiem acum de genul ăsta de, hai să zicem, atacuri din toate pozițiile, media, cărți, internet, discuții, de peste tot. Paraziți care până la urmă ne fac să luăm anumite decizii cu viața noastră. Și dacă mintea este intoxicată de tot felul de idei, alegerile noastre personale vor fi pe măsură. Și atunci, în loc să mergem la piață să cumpărăm fructe și legume și mirodenii, ne ducem ori la un fast food, ori la un market unde luăm ceva repede semi-preparat. Pentru că e mai comod. Asta pentru că e mai comod, dar e o alegere venită din urma credințelor pe care tu le ai. Deci, până la urmă, un adevărat detox începe din interior către exterior și atunci vine natural ca eu să aleg să cumpăr fructe, legume, verdețuri, cât mai multe, și natural îți va cere mintea și corpul să le mănânci cât mai nepreparate termic, cât mai crude, în starea lor naturală, așa cum și animalele fac. Deci noi am noi le considerăm inferioare, dar animalele de multe ori sunt mai inteligente în acțiunile lor decât oamenii. Ele nu combină, nu-și fac salate. Mănâncă cu totul natural. Mănâncă cu totul. Și indiferent că sunt vegetariene sau carnivore, animalele le mănâncă așa cum sunt. Nu așteaptă să mănânce căprioara până nu vine leoaica cu niște salate, niște frunze de palmier pe lângă să-i dea un design. Da. A mâncat că e foame. Și e un aspect foarte fin pe care oamenii nu-l mai observă în zilele noastre. Nu mai mâncăm de foame și nu mai bem de sete, mâncăm și bem de poftă. E o nuanță care schimbă total detoxul în lumea modernă, pentru că mâncăm pentru plăcerea gustului. Sunt bune, e adevărat, nu spune nimeni că combinațiile astea nu ne plac. Dar nu sunt sănătoase de multe. Niște arome acolo. Dar pe termen lung, una e să mănânci o prăjitură la o onomastică când și când, sau o plăcintă, sau un tort. Dacă zi de zi, cunosc oameni care mănâncă zi de zi, cel puțin o ciocolată. De făină albă, de zahăr alb, care sunt toxine în sine. Covrigul și ciocolata nu lipsesc zilnic. Și acum se știe și de ce omul alege preponderent mai rapid să-și ia niște covrigi, niște patiserii, niște foietaje sau o ciocolată în detrimentul fructelor. Dar e un subiect foarte, foarte adânc. Au un rol și așa. Dacă mâncăm mult foietaje din astea cu zahăr, cu făină albă, o să vedem un aspect subtil, că ne scade voința. Vom fi prea obosiți, prea apatici să mai facem anumite eforturi. Ne simțim bine. De fapt, nu ne simțim bine în starea noastră, nu mai suntem dispuși să facem un efort. Suntem mai închiși față de anumite sugestii și de multe ori, din păcate, e nevoie să avem o afecțiune mai gravă și ca să facem o schimbare. Abia atunci. Și de multe ori omul nu se mobilizează nici atunci. Spune că deja nu mai am șanse, deși el se poate și automotiva, sau și cu oameni potriviți care să-l ajute, să-l susțină. Deci trebuie să avem grijă noi de noi, în primul rând, și apoi să apelăm și la specialiști. Dar pe primul medic al nostru suntem noi înșine și ar trebui să facem. Am auzit cel puțin în ultima perioadă destul de multe persoane care mi-au zis: păi ce să faci, e normal, e vârsta. Zic, doamnă, aveți 50 sau 60 de ani. Asta nu e vârsta în care să te plângi de vreo problemă de sănătate. Nici la 100 de ani. Omul trebuie să moară liniștit de bătrânețe, nu de chinuit de boli și nu le mai asocia cu vârsta. Da. Din păcate am ajuns iar la final de emisiune. O emisiune foarte activă, cu multe informații pe partea asta de detox. Îți mulțumesc pentru că ai venit încă o dată în emisiune și am abordat și varianta asta ayurvedică de detox, pe lângă cele clasice cunoscute. Da, poate continuăm o dată tema, ar mai fi niște lucruri de spus, dar totul ține de aplicarea practică, deci cum așa aplicăm este principiile în viața noastră. E valabil pentru orice. Mulțumesc încă o dată. Noi ne revedem pe canalele media, pe cablu,
Vă mulțumesc și la revedere!